Începând cu 1 ianuarie 2022, valoarea punctului de amendă ar putea crește la 255 de lei față de 145 de lei, cât este în prezent ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Codul rutier actual prevede că punctul de amendă are o valoare de 10% din salariul minim brut pe economie. În România există 5 clase de amendă. Primelor 4 li se aplică persoanelor fizice, în timp ce a 5-a se aplică doar persoanelor juridice. Astfel, amenda maximă pentru persoane fizice, 20 de puncte de penalizare, este de la 2.900 de lei, în timp ce pentru persoanele juridice, amenda maximă, 100 de puncte de penalizare, este de 14.500 de lei. Ce părere aveți de faptul că odată cu creșterea salariului minim va crește și punctul de amendă? Salariul minim va crește abia la o jumătate de an după ce au crescut toate prețurile, ceea ce nu mi se pare normal, iar punctul de amendă și așa e, ei iau pâinea și cuțitul, ei taie și spânzură, noi n-avem ce face. Normal că nu-mi convine de chestia asta. Trebuie să mă feresc de tot orice greșeală rutieră. Eu cred că amenzile trebuie să fie cât mai mari. Fiind amenzile mai mari, determin pe cetățean să le respecte. Că dacă este o amendă micuță, 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 să adune bani la bugetul de stat degeaba. Nu? Ce-am făcut cu el? Nu mai amende mări. Dacă îi convine să plătească, pentru că nu poartă mască, 5.000 de lei, să plătească. Da. Ca fețe-fețe. Când îți uite în stânga, când în dreapta. Cum se crească salariul minim? Ce se spune de la 1 ianuarie că va crește? Păi de când tot promit ăștia, că era din septembrie, acum, că era, nu numărește nimeni nimica. Dă-ți-vă de treabă. Așa sunt iluzii. Și dacă și mărește punctul de amendă, pe asta contează mult. Amenzile, amenzile, amenzile. În anul 2019, valoarea punctului de amendă a fost înghețat la 145 de lei pentru sancțiunile rutiere. Valoarea punctului de amendă de 145 de lei este valabilă până la data de 31 decembrie 2021, în lipsa altor modificări exprese. Valoarea de 145 de lei este valabilă de la începutul anului 2017, când salariul minim brut pe economie se situa la 1450 de lei.